Diana Crudu, fiica fostului primar de Durlești, Nicolae Crudu, va sta 20 de zile în arest preventiv. Ea este acuzată de abuz în serviciu în interesul unui grup criminal organizat. Alți foști funcționari din cadrul primăriei Durlești, implicați în afaceri dubioase cu terenuri de pământ, sunt cercetați penal de ofițerii CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de abuz de serviciu. Prejudiciul adus bugetului de stat depășește 6,5 milioane de lei. Nu am putut obține până acum o reacție din partea avocatului Dianei Crudu, care a fost în trecut și secretar de stat la Ministerul Agriculturii în guvernul Maia Sandu. Potrivit CNA, în perioada 2005-2006, consilierul local Nicolae Crudu, devenit ulterior primar, și alți funcționari din cadrul primăriei Durlești ar fi eliberat în mod fraudulos titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren pentru 21 de loturi cu suprafața totală de 1,5 hectare. Ulterior, acesta ar fi semnat mai multe procuri care îi permiteau atât lui cât și rudelor să administreze și să înstrăineze terenurile respective. Pentru a da un aspect legal schemei, funcționarii au perfectat contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor pentru sume simbolice. În urma unei anchete s-a stabilit că beneficiarii finale ai terenurilor erau de fapt rude, persoane apropiate fostului consilier și persoane implicate în schemă. Fostul primar Nicolae Crudu a decedat recent, astfel că ancheta s-a concentrat pe fiica sa. Fosta funcționară reținută riscă 8 ani de închisoare cu interzicerea ocupării anumitor funcții timp de 15 ani. În prezent, oamenii legii fac cercetări pentru stabilirea întregului cerc de suspecți și pedepsirea acestora.